Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Darea de Seamă. Alături de mine, în studioul Iași TV Live, se află doamna Irina Hazincop, este coordonator serviciu în cadrul organizației Salvați Copiii Iași. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Discutăm în această seară despre copiii defavorizați, modul în care organizațiile neguvernamentale luptă pentru ca aceștia să iasă din sărăcie. Pentru că, de fapt, aici ne limităm, în lipsa unor măsuri concrete ale statului care să îi susțină și să îi sprijine în mod adevărat pe acești copii, sunt oameni care își dedică toată priceperea și munca pentru a salva mulți dintre copiii aceștia care au rămas cumva părăsiți așa de soartă, în niște familii nu tocmai... nu neapărat frumoase, ci poate dezorganizate, sărace, care nu le oferă nimic. Pentru acești copii, dumneavoastră, recent ați organizat o gală de strângere de fonduri, care s-a adresat tuturor pentru a strânge pentru acești copii o sumă de bani, să le veniți în ajutor cu diverse proiecte. Așa este. Noi pe 15 noiembrie 2018 am avut gala Zâmbet în Dar, un eveniment caritabil, frumos, deosebit, magic, cum spunem noi, în care am invitat comunitatea ieșeană să contribuie, astfel încât sprijinul nostru pentru copiii din centrele noastre educaționale să fie continuat și în anul care urmează. Mai exact, noi oferim în 3 centre educaționale la nivelul orașului Iași pentru 120 de copii, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, o masă caldă pe zi, iar ei să poată în felul acesta să meargă zi la zi la școală. De fapt, încurajați prezența la școală și încercați să diminuați rata absenteismului și abandonului școlar. Da, așa este. Fără noi, cred că acești copii ar fi abandonat școala și, efectiv, ar fi fost... niște copii care în viitorul nostru, oricare ar fi el, nu ar fi avut studii, nu ar fi putut munci, nu ar fi putut face nimic. Și din fericire sunt și oameni care conștientizează aceste probleme ale României și vin alături de dumneavoastră să vă ajute, să-i ajutați pe ceilalți la rândul dumneavoastră. Da, încercăm prin evenimentele noastre care le facem să nu doar să ridicăm problema faptului că sunt necesare fonduri, ci și asupra faptului că încă mai sunt copii care nu merg la școală. Datele statistice la nivel național, dar și la nivelul județului Iași, arată că situația încă este îngrijorătoare, că este nevoie de intervenție, că ar fi nevoie de mai multe organizații, măcar ca noi, care să facă, să ducă copiii la școală și în felul acesta să putem inversa un pic cifrele, să spunem așa. Să ne aducem puțin aminte despre ceea ce a fost la această gală. Este vorba despre o gală la care au participat 10 de persoane sau cred că sute. Da, noi spunem peste 600 de persoane. Au participat la evenimentul nostru, a avut loc la Teatrul Național Vasile Alexandrii. A fost un eveniment compus din mai multe părți. O parte de prezentarea cauzei noastre, a echipei Salvați Copiii, îmbrăcată într-un impro-show realizat de trupa de teatru și improvizație idiot, urmată de o licitație tăcută de obiecte și experiențe deosebite, în care am avut destul de mulți oameni care au ofertat, să spunem așa, și au fost generoși și au donat și au achiziționat obiectele respective. După care, deoarece noi am primit, să spunem, sprijinul tuturor acestor oameni, mi s-a părut normal să oferim și noi ceva în dar, o îmbrățișare, un zâmbet, așa cum o fac și ei, și am adus special pentru acea seară piesa de teatru, Cum să distrugi o piesă, în regia lui George Dogaru. Cum a fost, eu știu, atmosfera, cum s-au simțit oamenii, știind că particip la un eveniment la care donezi banii pe care îi plătești pentru acel bilet, se duc către copii?
Noi credem că oamenii s-au simțit foarte bine. Vorbind din interior, așa, noi știm că în fiecare an putem îmbunătăți evenimentul nostru și că oamenii se pot simți ceea ce noi dorim să dăruim mult mai bine, dar din feedback-urile lor și din tot ce am primit din partea celor care au fost prezenți, au spus că s-au simțit foarte bine, că s-au relaxat, că s-au bucurat, au zâmbit, au râs, și au adus copiii și aceștia s-au simțit extraordinar de bine, că a fost un eveniment la care ei au putut să dăruiască și totodată să se bucure. Și asta cred că este extraordinar. Așadar, a fost un eveniment la care au putut participa și copiii. Da, a fost un eveniment în care noi am vrut neapărat ca copiii să aibă acces, să fie potrivit și prietenos pentru copii. De ce? De ce? În primul rând, pentru că credem că un astfel de eveniment poate educa copiii în spiritul generozității, în spiritul atenției față de cei care nu au, față de cei care sunt mai într-o situație mai dezavantajată, ceea ce cei prezenți nu sunt. Și nu pot afla despre lucru decât ori venind direct la noi, ca voluntari, și avem și voluntari în rândul copiilor și tinerilor, dar și prin prezența la astfel de evenimente. Și dacă părinților sunt generoși, și vor învăța în viitor că pentru a face un bine, poate nu trebuie să faci decât un gest, și înveți în felul acesta la un astfel de eveniment. Ne confruntăm încă atât în mediul rural, dar probabil mai cu seamă în mediul urban, de acele situații la care se raportează copilul care are părinți, să zicem, înstăriți și copiii care încă nu au. Da, normal. Normal că ne confruntăm cu acest lucru. Fiul meu acasă are căldură de la centrală. Centrala este pe 24 de grade, pe când un copil pentru care eu lucrez și care este pe șezba lui, de exemplu, își pune niște lemne în mijlocul casei și își face o temperatură potrivită ca ei noaptea aia să nu înghețe. Dar clar că există diferențe. Ce vreau să spun oamenilor și ceea ce spun peste tot unde eu merg și am ocazia să vorbesc despre copiii cu care lucrăm, este că ei întâmpină dificultăți foarte mari care ajung uneori la un prag de supraviețuire, efectiv. Ceea ce copiilor noștri de acasă nu li se Dar întâmplă. este important ca și copiii noștri de acasă să înțeleagă, să se raporteze corect la cei de Da, lângă. așa este. Așa este. Să Este nu creeze. important ca ei să înțeleagă că nu toată lumea este la fel ca ei, nu toată lumea are 3 mese pe zi, nu toți copiii au căldură sau au un pat și o cameră în care să stea singur. Da? De obicei, în familiile cu care noi lucrăm, sunt mai mulți care stau în aceeași cameră. Foarte rar sunt dacă au 2 camere în care să stea toată familia de 6, 7, 8 persoane. De regulă sunt familii numeroase. Familii numeroase sau potrivite. V-ați confruntat cu cazuri în care, eu știu, ați avut de-a face cu copii, a trebuit să lucrați cu niște copii marginalizați, tocmai din acest punct de vedere, pentru că sunt săraci? Copiii noștri, oricum, ei sunt marginalizați. Ei nu au un start școlar la fel ca toată lumea. Ei nu se îmbracă la fel ca toată lumea. Chiar dacă ei spală hăinuțele, faptul că aduc apa de la 1 km, 2 km, nu înseamnă că miros la fel ca hainele care noi le spălăm la mașina de spălat și cu Lenor sau cu altceva. Au un start școlar, să zicem, deficitar. Și pentru că nu toată lumea înțelege în jur. Nici copiii, nici părinții și uneori nici cadrele didactice. Astfel încât, da, pot spune că sunt discriminați uneori, sunt marginalizați și noi tocmai asta vrem să facem, să reducem acest decalaj între copii, astfel încât și copiii aceștia să poată merge într-o școală mai prietenoasă, să se simtă ca un copil normal.
să se simtă în regulă și el până la urmă să poată învăța, pentru că asta este până la urmă rolul copiilor, este să meargă la școală și să învețe ca să aibă un viitor mai bun și asta vrem și pentru copiii cu care lucrăm. Este primul an în care v-ați adresat în cadrul evenimentului și copiilor? Adică ați creat un eveniment care să potrivească foarte bine atât adulților cât și copiilor? Da, am vrut asta. Ne-am gândit să aducem o piesă de comedie și prin discuțiile care le-am avut cu colaboratorii noștri, spunându-ne că este potrivit copiilor, ne-am dat seama că asta ar fi o chestie extraordinară să se întâmple. Am vrut și în anii trecuți, dar nu întotdeauna piesele se potrivesc sau piesele de teatru în special. Acum chiar ne propunem ca în următorul an să fie la fel, potrivită copiilor. Ne-am dat seama că acesta chiar a fost un punct forte al evenimentului. De fapt, încercați să formați generațiile următoare. Da, este exact ceea ce și facem. Uh-huh. Și noi la Salvați Copiii, că lucrăm cu voluntari, investim în copii, investim în tineri, astfel încât generațiile viitoare să fie mai deschise, să se dezvolte. Și atunci, dacă putem să facem și asta, mi se pare foarte fain. Cu siguranță este mai ușor să formezi noi generații decât să încerci să schimbi mentalități rădăcinate, eu știu, poate nu neapărat învechite, dar tocmai aminteați că sunt și cadre didactice care se raportează greșit la situația materială a unuia sau altuia. Da, oamenii sunt de toate felurile și nu întotdeauna noi reușim să schimbăm. În schimb, cei care vin alături de noi și lucrează cu noi au acces la informații, au acces la materiale și prin ceea ce le oferim noi, metode, mai schimbă și ei pe aici, pe acolo. Nimic nu este de neschimbat. Doar că timpul în care aceste lucruri se schimbă este nu totdeauna în timp, să zicem așa. Nu când dorim noi, asta vreau să zic. S-a schimbat și percepția celorlalți asupra situațiilor cu care se confruntă copiii defavorizați și familiile lor în ceea ce privește participarea la eveniment. Eu știu, ați avut o creștere de la an la an, reușește lumea să înțeleagă tot mai mult importanța pe care o aveți? Credem că da. Au participat mai mulți oameni decât anul trecut, mai mulți decât acum 2 ani și acum 3 ani. Noi am pornit de la un eveniment în care aveam 100 de persoane participante, bine, și pe un alt tip de eveniment. Acum am crescut, este important să aducem cât mai multă lume ca să conștientizeze problemele cu care se confruntă copiii și cred că am reușit să facem asta. La anul sperăm la mai mulți oameni care să vină alături și cu siguranță evenimentul nostru a lăsat un ecou în aceștia, atât cu privire la problema copiilor, cât și la faptul că ei pot face ceva, ei pot contribui. Că nu sunt și este frumos să vezi că nu ești singur atunci când, chiar dacă suntem o echipă destul de mare a organizației, uneori ai nevoie să vezi că nu ești singur în comunitate și că oamenii aud de tine și că munca ta nu este în zadar. Da. Cum este perceput? Mi-ați spus că ați primit un feedback foarte bun, dar mă gândesc că poate ați discutat, eu știu, punctual cu anumite persoane care participă, poate an de an, și cum percep acestea ceea ce faceți dumneavoastră și ceea ce ar trebui să facă inclusiv fiecare dintre noi atunci când ne gândim la copiii care suferă și care pot avea un viitor mai bun? Oamenii se gândesc că pot contribui și avem oameni care fac asta de la un an la altul, chiar cu sume mai mari, conștientizau problema copiilor și ceea ce facem noi și faptul că avem nevoie de susținere în centrele noastre educaționale. Consideră că evenimentul de la un an la altul a crescut și că este mult mai frumos și chiar acum au rămas fără cuvinte, aș putea zice, spunând că nu știu ce să ne spună în afară de felicitări, nu au avut ce să ne reproșeze. Și că abia așteaptă să vadă anul viitor cum facem. Este o ocazie prin care noi invităm oamenii să doneze și le creăm un spațiu potrivit pentru asta, dar de asemenea le și spunem că suntem dispuși pe parcursul întregului an să îi avem alături, să vină, să ne viziteze, să fie prezenți în centre și să își ofere ori din timpul lor, ori din fondurile pe care le au pentru acești copii. Sub orice formă, produse, orice.
orice suntem disponibili să primim. Și sunt persoane care vin și vor să vadă cum lucrați cu copiii? Mai sunt care vin, da. Adică să-și dea, să vadă cu ochii lor, eu știu, în ce investesc, da, cum arată copiii pe care putem îi ajută. Putem fi sunați în orice moment. În general, programul la centre este de la ora 12. După ora 12 se face gălăgie, să zicem, în salvați copiii, pentru că vin copiii. Pot veni oricând să ne vadă. Nu ascundem absolut nimic. La Căsuța cu Cireșe sunt aproape 50 de copii zilnic. Este cel mai accesibil loc în care și eu mă aflu și colegii mei, unde este și sediul organizației și pot veni să vadă copiii, să vadă care sunt nevoile lor, să vorbească cu ei. Îi primim cu drag inimă, sigur că da. Și de asemenea le putem arăta ce facem cu bănuții pe care ei au donat. Ce faceți cu banii pe care i-au donat acum, la gală, dacă tot a venit vorba? Cu bănuții care noi i-am strâns, dorim ca și în anul viitor să reușim să, pentru 120 de copii, să asigurăm servicii. Dar cel mai important pentru copii este să mănânce, ca pentru a avea o minimă performanță școlară, este bine ca ei să fie cu burtica cât de cât sătulă și astfel încât în fiecare zi avem o masă pe care o oferim acestora. Pe lângă aceasta oferim rechizite, permanent și la cerere, așa cum facem și pentru copiii noștri acasă când au nevoie de ceva. Acești copii vin nouă și ne cer. Doamna, am nevoie de un pix, am nevoie de un caiet, am nevoie de o carte. Și de asemenea hăinuțe de îmbrăcăminte și încălțăminte. Astea sunt câteva, sunt prioritățile, să spunem așa, încât ei să fie îmbrăcați potrivit pentru perioada aceasta. Contează ceea ce mănâncă? Aveți grijă la acest lucru? Avem grijă să fie o mâncare simplă și potrivită nutrițional, nu foarte complicată, pentru că ei nu sunt obișnuiți cu mâncăruri complicate, cum este supa cremă, de exemplu. În general, să aibă o porție de cărniță cu o garnitură, cu o salată. Dacă uneori oferim sandvișuri mai bogate, astfel încât el să aibă un aport potrivit pentru ziua respectivă. Din păcate și din nefericire, aș putea spune, unii copii sunt este singura lor masă în zi. Asta și face cumva ca ei să mențină zi la zi prezența la centru, ceea ce este bine, dar este trist că ei cu asta rămân. Și uneori mai vor să ducă și acasă la ceilalți frățiori. Da? Este un lucru care noi îl ținem neapărat să-l facem. Este foarte important hrana lor zilnică. Spuneați că aveți în municipiul Iași 3 centre în care activați și 120 de copii. Toți sunt din municipiul Iași? Da, din municipiul și marginile Iașului, dar tot din municipiu sunt. Cum sunt copii, în Dacia avem copii din zona Șezbahlui, în Cantemir avem copii din fostele ghetouri care au fost acolo și mai sunt niște case acolo mai care trăiesc într-o sărăcie mare și în Tătăraș avem copii care au părinți plecați în străinătate și cu care întâmpinăm de asemenea dificultăți de comportament. Cumva, cred că noi nu ne dăm seama, dar sunt destul de mulți copii care au nevoie de ajutor, sunt în familii defavorizate. Da, nevoia este mult mai mare, nevoia este mult mai mare, avem cereri foarte mari. Din nefericire, nu putem să asigurăm pentru toți serviciile noastre. Nu am reușit, nu avem nici personal suficient, iar spațiul pentru copii de asemenea este destul de limitat. Deja la Căsuța cu Cireșe vin 50 de copii zilnic, sunt momente când nu avem scaune destule ca să-i punem la birou și să-și facă lecțiile. Ne-ar trebui un spațiu mai mare. Să înseamnă că ei trebuie să vă extindeți. Dar este greu de lucrat cu 50 de copii odată, da. Aveți nevoie de fonduri permanente care să vă, eu știu, susțină această extindere, dacă va putea fi vorba. Deocamdată vrem să menținem ceea ce avem. Ar fi bună și o extindere a centrelor noastre. Vom vedea în viitor. Vă gândiți să mergeți și către zona rurală? Noi în zona rurală acționăm deja prin proiectele noastre. Avem și campanii de reducere a violenței în mediul rural, avem și activități de lucru cu părinții și de asemenea avem și programul Fiecare Copil Contează,
prin care asigurăm mamelor educația pentru copiii nou-născuți. Este acel program prin care dotăm și maternitățile și secțiile de nou-născuți cu echipamente medicale. Acționăm cumva și nu numai prin asta. Am avut multe alte proiecte prin care noi am reușit să ajungem în județul Iași și nu doar în județul Iași, pentru că acționăm de multe ori și pe alte județe, dar am reușit să ajungem cumva peste tot. Avem, în schimb, trei comunități rurale în care noi mergem frecvent și care sunt incluse în programul Fiecare Copil Contează, în care, așa cum spuneam, susținem mamele tinere și mamele cu nou-născuți. Da, vom extinde puțin acest subiect despre zona rurală, pentru că cred că este cea mai complexă acolo. Revenim după o scurtă pauză de publicitate cu toate informațiile.